Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe azi. Relațiile dintre București și Chișinău sunt poate la apogeu. Pe toate planurile vorbim și de politic și de cel economic. Discutăm despre toate acestea și relațiile bilaterale dintre București și Chișinău cu invitații noștri din această seară, domnul Cătălin Drulă, președintele Partidului Uniunea Salvați România USR, fost ministru al transporturilor și actual deputat în Parlamentul de la București. Bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! La fel, în studioul avem pe domnul Lilian Carp, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Bună seara și bine ați revenit, domnule Carp! Bună seara și bine m-am regăsit încă o dată! Domnule Drulă, o să încep cu dumneavoastră. Aș dori să ne spuneți care sunt, în primul rând, motivele vizitei dumneavoastră la Chișinău azi în premieră, așa cum ne-ați dezvăluit înainte de emisiune, și ce se poate face mai bine pe dimensiunea relațiilor bilaterale dintre Chișinău și București. Da, am avut astăzi o întâlnire cu președintele Maia Sandu, am avut și întâlnire cu președintele Parlamentului, cu domnul Grosu. Eu sunt președinte la USR de două luni, din luna iulie. Bine, sunt în USR de la început, sunt din 2016. Început, da. Iar noi suntem în România cel mai pro-european și pro-Republica Moldova partid care există în Parlament. Pentru asta e o linie constantă de acțiune pentru noi. În grupul european ALDE, grupul liberalilor și democraților din care facem parte, de altfel singurul partid românesc, suntem avocatul Republicii Moldova și ne știu de gura noastră cei din ALDE, un grup important acolo sunt reprezentați, grupul ALDE Renew la nivelul Parlamentului European, reprezentat președintele Franței, premierul Olandei, Mark Rutte, Emmanuel Macron. Și am discutat despre astăzi... Cu cine v-ați întâlnit astăzi? La Chișinău, cu doamna președinte, despre provocările comune. Evident, situația de securitate, războiul care în Ucraina, criza energetică, sunt lucruri care... Inflația, economia, toate aceste aspecte care afectează întreaga zonă și în România sunt aspecte de maximă preocupare, dar cu atât mai mult în Republica Moldova. Și aici eu am înțeles poate chiar mai bine după aceste discuții cât de important și asta noi întotdeauna am susținut, este un sprijin constant din partea României pentru Republica Moldova, mai ales în această grea situație și din punct de vedere energetic și economic. Cum vă puteți dumneavoastră implica personal în dezvoltarea relației? Să știți că m-am implicat personal deja anul trecut ca ministru al transporturilor. Pentru mine Moldova a fost o prioritate. Am reușit la Bruxelles în programul de reformă, în PNRR, acest program cu mari fonduri pe zona de transporturi să duc grosul fondurilor către Moldova, inclusiv proiectele de transfrontaliere la Galați, Giurgiulești a fost renovat podul, am progresat cu... Deci trebuie să spunem că e și meritul dumneavoastră aceasta. Este treaba mea, eu nu prefer la politicieni să vorbim în termen de merite, eu prefer la fel. Exact, adică asta cu medaliile agățate pe piept, eu prefer să vorbească rezultatele și oamenii. Am avut un mandat de 8 luni, în România se spune că destul de energic, pentru că efectiv am reușit să strângem o echipă bună și să ne concentrăm pe aceste proiecte. Dincolo de asta, în prezent, în România, probabil telespectatorii noastre știu, dar o să reiau un pic situația și configurația politică. Noi suntem în opoziție în prezent, am fost într-o coaliție de guvernare, nu vreau să intru foarte mult în detaliile politicii românești, dar și din acest rol, ca lider al opoziției, cred că este foarte important. Știți cum e, în orice democrație sănătoasă ai putere și ai opoziție. Și opoziția pune anumite tipuri de... aduce mesajele corecte, câteodată trage de mâncă și critică puterea și o vom face inclusiv pe aceste teme. Am făcut-o și când eram în poziția de decizie și acum pe temele de sprijin pentru Republica Moldova. Pentru România trebuie să fie o prioritate. Și repet asta pentru că de foarte multe ori, cel puțin din experiența mea, sunt din 2016 în politică, este un anumit tip
de mobilizare și de asistență mai degrabă ad hoc al autorităților de la București. Deși există un, să spunem că există un consens politic, da, de multe ori prioritățile zilei, prioritățile din România, provocările prin care trece și România, iau fața unor concentrări pe acest sprijin pentru Republica Moldova. Ori aici cred că trebuie să fim mai strategici în gândire, să avem poate chiar un fel de program sau instituție dedicată, nu știu dacă un minister sau un departament, și cineva să se gândească în fiecare zi la aceste programe și cum ele să aibă o continuitate. Da. Domnule Carpă, cum putem caracteriza astăzi relația dintre Chișinău și București? Vedem o serie de legături puternice, așa cum am vorbit, la nivel politic, dar și la nivel economic. Practic, suntem din istoria Republicii Moldova și relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și România, suntem la etapa în care aveam cele mai bune relații. Dacă nu excludem primii ani de independență a Republicii Moldova și susținerea României prin faptul că a fost recunoscută independența Republicii Moldova, iar exemplul României a fost preluat practic de toate statele lumii și astfel am scăpat de dominația Imperiului Sovietic aici în regiune. De ce spunem că este perioada în care România a fost alături de noi, indiferent de dar de crizele prin care a trecut Republica Moldova, România a fost cea care a dat prima mână de ajutor. Să nu uităm despre criza sanitară prin care a trecut Republica, deci Moldova, deci prin 2019, când primul ajutor a venit din România. Să nu uităm că avem peste 1 milion de cetățeni la etapa actuală care au cetățenie dublă, cetățenie Republicii Moldova. Eu știți care este sloganul meu întotdeauna când vin aici la misiune, că avem două state și o singură țară. Da? Și acum în acești ultimii ani putem spune cu certitudine că acest deziderat și are locul, pentru că să nu uităm de cele proiecte care au fost cu reparația grădinițelor, cu sala cu orgă și alte proiecte pe care le-a avut România acum în ultimul timp în Republica Moldova. Nu a fost doar acel ajutor a podului de flori, dar s-a trecut la construcția podurilor nemijlocite de piatră. Da? Și acest lucru astăzi discutam și la domnul președinte al Parlamentului, în care am spus că podul de pontoane care trebuie să fie dus până la capă cât mai repede, deci la Leova, Bumbăta, încolo. Da. Da, și este necesar ca să miște lucrurile mai repede de ambele părți, da? Pentru că fluxul de schimburi comerciale între Republica Moldova, România, dar și cu statele europene crește, plus avem această presiune de transport Ucraina, din partea, deci, Ucrainei, iar noi discutam acum câțiva ani în urmă pentru a putea face față acelui flux de schimb de mărfuri între Republica Moldova și Uniunea Europeană, de cel puțin 12 poduri de piatră pe care noi astăzi încă nu le avem. Vedem că abia suntem pe care să punem în funcțiune acest pod de la Bumbăta. Să vedem, este un termen undeva în luna noiembrie, dar va fi cam 2 luni, deci termenul trebuia să fie în octombrie, s-a mai mutat o lună de zile. De ce spuneam că este necesar să avem un proiect comun de dezvoltare, de piață comună, da, și că Republica Moldova trebuie să aibă acest avocat de integrare în Uniunea Europeană. Pentru că noi avem, lumea s-a împărțit, după ce acest război a început în Ucraina, lumea s-a împărțit în două tabere clare. Da? Tabăra bunăstării, ce este Uniunea deci europeană, și tabăra războiului, care reprezintă Federația Rusă. Noi vrem să facem parte din această tabără a bunăstării. Da, mă rog, deci Uniunii Europene. Și în acest fel, partidele din România pot oferi Republicii Moldova acest sprijin. Marele plus pe care îl are Republica Moldova, că partidele din România se gândesc la România și la Republica Moldova. Deosebire de unele partide din Republica Moldova care se gândesc cumva la... Există un consens, da, în toată România. Există un consens. Spre deosebire de partidele, o parte din partidele din Republica Moldova care se gândesc cumva să nu-și
super finanțatori, așa cum o face Partidul Socialist. Ori mai nou vedem Șor și comuniștii s-au activizat. Da, Voronin, măcar nici în ceasul al 12-lea, în pragul morții, nu s-a stâmpără și face ce poate mai vinde, aș vinde pielea, deși propriu zis. De aceea este clar că, indiferent de partidele de România se află la putere sau în opoziție, acolo astăzi ești la putere, mâine poți fi în opoziție și viceversa. Nu este ca în Republica Moldova, că partidele apar și dispar odată cu liderii politici, acolo se schimbă elitele din fruntea partidelor politice, nu propriu zis partidele. Partidele sunt instituționalizate. Da? Și este un proces democratic care oferă o șansă, cum zice, partidelor să supraviețuiască. Nu există noțiune de partid de om, așa cum le avem aici în Republica Moldova. De aceea, orice cunoaștere sau a problemelor din Republica Moldova de către partidele din România este o obligație morală, da, cum zic eu. Pentru că dacă vrei să înțelegi ce se întâmplă în Republica Moldova, trebuie să vii să afli la fața locului, să te informezi pentru a face față lucrurilor care sunt necesare. Așa le zic și eu prietenilor mei din România, înainte să vorbească despre Republica Moldova. Domnule Drulă, v-ați spus puțin mai devreme că ați fost unul dintre avocații parcursului european al Republicii Moldova. Vreau să vă întreb cum apreciați până acum pașii făcuți de Republica Moldova pe drumul european și cum vedeți mersul reformelor în spirit pro-european de aici, de la Chișinău? Lucrurile se mișcă în direcția bună și îmi doresc ca și Uniunea Europeană, și asta facem și noi ce presiuni putem și la Bruxelles și în cadrul familiei din care facem parte, ca lucrurile să miște mai repede. Tinde Uniunea Europeană, Comisia Europeană să dea niște termene. Mai vorbim peste câteva luni, mai vorbim peste un an. Eu cred că Republica Moldova merită să fie în Uniunea Europeană și merită să fie acolo cât mai repede. Și asta o spun clar. Trebuie să... Și cred că, de fapt, s-au trezit niște lucruri și în Uniunea Europeană și la Bruxelles și au dat seama că această... Știu din dialogurile pe care le-am avut cu liderul european, această politică de pași mărunți nu prea funcționează. Pentru că, până la urmă, este o luptă între, așa cum spunea domnul Carp, între două lumi. Avem o lume sălbatică pe care ne-o propune Putin, lumea violenței, agresiunii, a morții și a închisorilor și a căzutului pe geam, și avem o lume a libertății, a creației, o familie din care, pe bună dreptate, Republica Moldova își dorește să facă parte și eu îmi doresc să fim acolo, Uniunea Europeană, cât mai repede împreună. Da, știu că dumneavoastră apreciați reformele și mai ales pe cea din justiție. Vreau să vă întreb cum vedeți aceste reforme de la Chișinău și cum vedeți mersul lor. Se mișcă într-un ritm normal? Se bate mai repede? Cum apreciați dumneavoastră? Să știți că eu o să și critic, mai ales că suntem în opoziție și, până la urmă, e rolul democratic sănătos. Regrese în domeniul justiției se întâmplă chiar și în România și mai ales în această parte a lumii, lucrurile nu se întâmplă peste noapte. Trebuie o determinare pe care am văzut-o la președintele Maia Sandu de a ajunge la o justiție care să facă dreptate. Dreptatea nu trebuie să poată fi cumpărată sau influențată cu bani. Nu sunt în poziția să dau lecții venind din România, pentru că avem și noi problemele noastre și în ultimii ani s-a degradat cumva calitatea sau rezistența justiției românești la influența politicienilor. Dar știu că rezultatele ca reforme, că vă spun ce am reușit să fac și la Ministerul Transporturilor, eu am avut o luptă care România e celebră cu o mafie la metrou. Da, știm, ați dărâmat toate chioșcurile. Da, nu numai chioșcurile, acolo erau mai multe. Și erau mai multe, de niște bani ilegali, de milioane de euro care se duceau în buzunare și de un șantaj asupra miniștrilor perpetuat timp de 30 de ani, de un veritabil Jimmy Hoffa de România, un lider sindical de acolo. Și știu de ce e nevoie. În primul rând, e nevoie de determinare, de curaj, de a vrea să faci lucrurile bine și chiar dacă nu se întâmplă peste noapte, rezultatele apar. Importantă e voința politică. Importantă e voința și voința, determinarea, voința reală. Că politicienii sunt foarte buni la mimat. Și eu asta cred că și președintele Maia Sandu își dorește și se fac pași în acea direcție.
trebuie să existe o continuitate în construcția de instituții. În România asta am greșit, la un moment dat instituțiile anticorupție aveau o anumită performanță și lipsă de teamă față de politicieni și au existat la un moment dat niște sincope și cumva ritmul s-a încetinit și la noi în această luptă potriva acestui flagel care până la urmă ne ține să nu ne atinge potențialul, ne ține în sărăcie, da. Face ca oamenii să plece din țările noastre și să se îndrepte către alte zone unde echitatea e mai mare. Ori asta e o luptă pe care trebuie să o ducem permanent, dar sunt optimist pentru că văd generații de oameni tineri care vor să aibă altfel de politicieni, vor altfel de clasă politică. Eu chiar sunt optimist în viitor, așa, nu cred că trebuie doar să ne plângem, trebuie să vedem ce nu e în regulă și să reclamăm, dar să ținem steagul sus acolo și să luptăm pentru lucrurile în care credem. Da. Domnule Carpă, s-a vorbit lirică de poduri de flori și alte momente din anii 90-2000, am început să vorbim puțin mai devreme, dar întrebarea mea la dumneavoastră e când vom vedea acele poduri de fier și beton care vor conecta România de Republica Moldova și respectiv Uniunea Europeană? Este în primul rând nevoie de voință. Din câte a fost anunțat, doamna prim-ministru se va afla la București în următoarele zile, mâine se va afla, se va discuta și despre acest lucru, cum noi putem crește capacitatea de export a Republicii Moldova și căilor de acces. Este nevoie de o coordonare, în primul rând, a ambilor guverne despre construcția infrastructurii, că nu poți construi doar poduri. Pe o parte, da. Poți construi poduri dacă nu ai drumuri de acces la aceste poduri și mai departe aceste drumuri trebuie să ducă undeva. Atunci este nevoie și de cel de studiu de fezabilitate. Unii trebuie construite, unii trebuie construite, unii sunt acele drumuri deja existente. Da. De exemplu, avem la Larga, nemijlocit în Briceni. Nord, da. Da. Unde noi suntem gata și astăzi să deschidem acest. Noi avem un pod care nu este exploatat. Asta este o altă problemă pe care noi o avem. Republica Moldova este gata și mâine. Acest pod se poate fi folosit deci pentru a putea trece. Da, este nevoie și de partea română să existe voință în acest sens. Da, și pe această cale, ca fost ministru a transportor, domnul Andrulu nu are decât să pună sau să mai bată la ușă. Pentru că noi trebuie să înțelegem un lucru. Deci nu România trebuie să fie cea care își face agenda pentru apărarea intereselor Republicii Moldova. Trebuie adevărat, să fie invers. Să da, pentru că România este o țară mare, cu probleme și mai multiple, mare, adică da, multiple care sunt, este în plină dezvoltare pentru construcție de autostrăzi și nu numai. Și Republica Moldova, cumva, pentru a-și dezvolta infrastructura și crește capacitatea de export, cumva ar trebui să bată singur la uși, da? Ar trebui cumva să analizeze unde ar fi cel mai bine anumite probleme ca să fie rezolvate și să le pună pe masă și trebuie să aibă avocați la București, cât mai mulți avocați pentru a putea pune pe agendă subiectele pe care Republica Moldova vor ca să ajungă pe masa guvernului din București. Da. Dacă pot să completez la că e totuși cumva domeniul dumneavoastră. Da, și lucruri de care m-am pentru ocupat. Să le spunem și telespectatorilor dumneavoastră, ați avut și o asociație care s-a ocupat de această parte de infrastructură înainte de a deveni ministru. Cofondator al unei asociații alături de alți cetățeni implicați în care monitorizam Asociația Pro Infrastructură din România. Eu acum o să-mi critic iarăși guvernul actual. Dar vă rog, și noi dacă, suntem liberi la TVR, așa că da, dacă, credem în democrație. Dacă vor să răspundă foarte bine să o facă, dacă vor să se simtă prost, să se simtă prost și să acționeze pe baza ceea ce am să spun, se mișcă prea încet proiectele în momentul de față de infrastructură și noi avem bani. Avem bani mulți de la Uniunea Europeană, bani gratis. Da. Bani nerambursabili, nu sunt împrumuturi. Și spre exemplu, unele proiecte care sunt strict legate de conexiunea între România și Republica Moldova sau chiar Republica Moldova și restul Europei, bat pasul pe loc. Sunt 12 luni de când am plecat din mandat și nu s-a reușit scoaterea la licitația podului de autostradă de pe autostrada 8 de la Ungheni. Da. În PNRR am prins câteva sute de milioane de euro pentru două sectoare din autostrada 8. Care ar lega mai departe, da, Iașiul de Târgu Mureș, Autostrada Unirii. Da.
Sunt, am lăsat, am început etapa de proiectare pentru modernizarea podurilor de peste Prut, de la Albița, de la Sculen, de la Oancea, Cahul, care ar trebui să intre în execuție și nu au fost scoase încă la licitație. Sunt niște întârzieri și e păcat, e păcat de Dumnezeu că sunt bani, trebuie doar să fii concentrat pe obiectiv ca să implementezi. România a avut foarte multă vreme problema, mai ales să spun, până la intrarea în Uniunea Europeană, până în 2007, n-aveam bani. Noi puteam să vrem să facem ce vroiam noi, dar banii nu erau. Acum avem bani, dar avem o situație paradoxală în care nu construim. Avem bani, dar da, avem o slabă capacitate administrativă, mă rog, problemele de cumva politizare extremă a instituțiilor și cumva o neatenție la obiectiv. Cu toate astea, și făcând presiune și prin procese care sunt irreversibile, până la urmă în PNRR, ca să vină acei bani pentru România, primește două tranșe mari de bani, trebuie să atingi niște obiective, să ai până în 2023 contractat 50% din aceste proiecte pe care le menționam, până în 2024, altfel se blochează programul. Și mai cu biciu, mai cu vorba bună, se vor face. Deci eu sunt optimist, avem și pentru autostrada A7, care o axă de la nord-sud și e pe multe fluxuri de trafic și dinspre Ucraina, dinspre Moldova, spre, da, spre București, spre portul Constanța, depinde, e un trunc comun. Avem 3 miliarde de euro, un proiect enorm. Este cel mai mare proiect pe care l-a acceptat Uniunea Europeană la finanțare în oricare din PNRR-urile din Europa. Fiecare țară a venit cu un PNRR. Mai există... Telespectatorul nostru, o imagine e cam un sfert din PIB-ul Republicii Moldova. Da, pot să fac și o referință la bugetul României. Este vorba de banii pe care România a băgat în 10 ani în, da, autostrăzi și drumuri naționale. Deci 3 miliarde de euro în 10 ani până la mandatul meu, 2011-2021. 3 miliarde de euro pentru un singur proiect, 320 de kilometri de autostradă, care trebuie terminați până în 2026. Deocamdată sunt contractate undeva mai puțin de o treime din lungime, dacă se mișcă bine guvernul și noi ținem presiune pe ei. Eu sunt, da, și președintele Comisiei de Transporturi, da, din Camera Deputaților, și vom face în continuare presiune ca acest calendar să fie respectat, că e pentru noi toți. Absolut. Domnule Carp, ce se aude de acea asistență de 100 de milioane promise de România? Care este stadiul ei și unde ne aflăm la acest moment? Bun, din câte deci cunosc, el este pentru o perioadă de câțiva ani de zile, nu este pentru ani de zile, sunt pentru anumite tipuri de proiecte. Da. Adevărat că noi am pierdut din cauza guvernării socialiste, când nu au vrut atunci să semneze acel acord pentru, da, a putea guvernul Chicu, pentru a putea să valorifice banii. Deci exact așa cum a fost și în România, că și sunt bani, dar nu are cine să-i acceseze și să-i implementeze, deci propun aceste proiecte. Din câte cunosc, pentru anii viitori, adică pentru anul viitor, deci este prevăzut anumite proiecte care vor fi coordonate dintre ambele guverne, guvernul la Chișinău și guvernul de la București. Deci asta, da, informația care eu nu cunosc, sau... eu nu. Da. La sigur nu este în satul, da, deci nu are treabă cu satul european. Proiectul satul european în care guvernul, deci guvern, sunt bani exclusiv din Republica Moldova. Ceea ce ne dorim noi acum, să creștem, cum îi zice, suma pentru satul european. Ceea ce am demonstrat noi prin implementarea acestui proiect este că nu s-a luat în considerație culoarea ochilor, așa cum se făcea în Republica Moldova anterior. Dacă ești cumva băiat din gașcă, primești repejor bani pentru... Mă referi la primar, da? Da, care da, mă refer la primar. Dacă ești primar de la un anumit partid, da, așa cum se făcea. Noi am avut așa anumită renumită anexa 6, când se așezau partidele politice aflate la guvernare, cu pixul în mână, fără să se roșească, dar cui dăm bani? Păi dăm bani, ai proiect, nu ai proiect, deci nici nu se cerea proiect. Nu conta, da, să gândim. Da, partidul, da, de guvernământ. Absolut, da. Și în România se cred că se practică așa. Noi pentru acest an am zis cine are proiect, acela obține, deci propriu-zis, bani pentru proiect. Și asta am făcut, indiferent de culoarea, deci, politică, au primit bani toate partidele, adică toți primarii, indiferent de partidele politice, începând de la socialiștii și șor și alții au primit bani. Pentru că, în primul rând, noi facem aceste proiecte nu pentru primarii din aceste localități, pentru cetățeni. Cetățenii alege pe cine crede el de cuvință că să prezinte administrația publică locală, dar mai departe problemele sunt aceleași peste tot, indiferent de cine stă
în fruntea acestei primării. Ceea ce vrem noi este să demonstrăm partenerilor noștri externi că noi suntem corecți prin implementarea acestui proiect, că este depolitizat procesul, dar noi nu mai dorim ca acest proces să fie politizat cum a fost anterior, pentru a putea deja accesa și bani externi pentru proiectul satul deci european. Dacă pentru prima etapă, pentru prima, așa spunem, ediție, cum suntem noi aici, a fost cu bani doar din bugetul național, deci a fost următoarea etapă, noi sperăm să demonstrăm partenerilor că noi nu politizăm acest proces și atunci clar că căutăm să avem sume mari. Oricum, suma este destul de mare, peste 1.600.000 de euro. Este 700 de milioane. Deci cam asta, deci este suma. Vă dați seama că noi, dacă n-am fi avut acest război la hotarul Republicii Moldova, pentru probabil putea, banii care ar fi mers la compensații la gaz și pentru că noi, aproape 5 miliarde de lei pe care a fost nevoit să compensăm, dar și acest lucru trebuia de făcut, pentru că prețul la resurse energetice sunt foarte scumpi. Cetățenii Republicii Moldova, din păcate, nu pot să-și permită să le achite. Atunci statul a trebuit să vină cu anumite măsuri de compensare pentru a putea cât de cât măcar să diminueze din impactul acestor prețuri. Dar vreau să vă întreb, există și capacitate? Pentru că au fost și proiecte, mi-amintesc de cel polonez, tot de 100 de milioane de euro, da, care n-a putut fi implementat din mai multe motive. Bineînțeles, principal a fost corupția absolut fostului guvern care... De asta noi... Dar vreau să vă întreb dacă aveți acum capacitate de absorție. În primul rând, capacitatea de absorție o au primăriile, deci foarte mare. Asta s-a demonstrat că acele proiecte care sunt făcute de primari, dar și primarii caută proiecte în disperare în Republica Moldova, ei caută în disperare bani pentru a-și putea să-și dezvolte infrastructura. Însă din cauza că anterior acești bani veneau la guvern, iar guvernul împărțea acest bani politic, da, iarăși. Atunci, pentru că este nevoie, dacă ai nevoie de un proiect de apeduct, canalizare sau drum, ai nevoie de proiectare. Este nevoie de timp până se proiectează. Dar dacă banii veneau politic, el se uita în satul cealaltă, da? Cine este acolo? Îi dăm. Du-te și-ți fă proiectul și așa mai departe. Trecea timp. Până el făcea proiectarea și așa mai departe, deja a expirat termenul de implementare, de absorbția banilor și rămânea doar cu proiectul. Cei ce ne-am spus că nu, cei care au proiectul gata făcut, noi dăm un imbold deci primarilor ca el să gândească strategic ce trebuie să dezvolte în localitatea lui. Și atunci el caută bani pentru proiectare, are deja proiectul propriu zis și atunci noi ne gândim în general ca pentru viitor, o să vedem cum o să anunțe deci guvernul, dar există și ideea dat primul venit, primul servit, adică să nu, deși există o listă și atunci noi să avem o viziune națională despre felul cum noi trebuie să dezvoltăm anumite proiecte naționale, iar pentru proiecte locale noi să lăsăm primăriile, ele să absorbă acești bani. Deci noi să nu ne pară nou sau cum a existat anterior, că doar cei care se află la Chișinău îi duce mintea și capul cum trebuie să implementeze un proiect. Deci asta e absurd. Sunt primari care au zeci de ani, ei cunosc mult mai bine care sunt problemele din localitatea lui și el va ști mult mai bine decât o cunosc eu cum trebuie rezolvată acea problemă. Deci asta este. Noi trebuie să avem deci primarii aliații deci cetățenilor, dar și a guvernării pentru implementarea proiectelor. Da. Domnule Trulă, cât de importantă este listarea la Bursa de Valori a mai multor companii din Republica Moldova? Am văzut listarea primei companii din Republica Moldova, vorba de vinăria Purcari, la BVB, a fost un succes. Ar mai putea urma și altele? Sper că da și îmi doresc ca capitalul să existe un transfer, adică pe de o parte să existe acest proces de ridicare de capital pe bursa românească, pe de altă parte capitalul românesc să fie interesat de investiții în Republica Moldova. Acest tip de schimburi economice, comerciale, de căutare a valorificării unor oportunități de afaceri, asta duce la prosperitate generală, duce la creare de locuri de muncă, la un tip de adâncire a relațiilor economice dintre cele două state. Mi se pare de bun augur și doresc să vedem cât mai mult în perioada următoare. Da. Domnule Carp, mâine doamna premier Gavriliță merge la București, știți foarte bine, pentru a participa la acest eveniment, primul forum la nivel înalt dedicat promovării piețelor de capital, se numește Moldova and Romania Capital Bridges. N-am înțeles de ce e numele în engleză, vorbind de, așa cum a spus și dumneavoastră, două state, dar aceeași țară.
Vreau să ne explicați care este importanța acestui eveniment pentru ambele maruri ale Prut. Da, în primul rând, piața Republicii Moldova a hârtiilor de valoare este una foarte mică. Da, nu trebuie să recunoaștem, nu putem compara cu nimic ce se întâmplă în România, cu atât mai mult în altă parte. Și noi avem nevoie să participăm sau pe o altă piață a burselor de valoare, deci a hârtiilor de valoare. Da, și așa cum ați menționat, este vorba despre Vinăria Purcari, care a reușit deja acest lucru și, din câte înțeleg, este vorba și de o bancă comercială, ca să nu-i dau denumirea. Să... Da, puteți să-i dați, da. nu facem publicitate, nimeni, da, deci din câte cunosc, va fi o bancă din Republica Moldova, va fi anunțat mâine, ca să nu anticipez eu, deci anumite lucruri așteptați până. Dar ceea ce își dorește guvernul este câte mai multe întreprinderi din Republica Moldova, da, să iasă de pe hotarele de activitate economică dintre Prut și Nistru, da, dar cumva să ajungă cel puțin măcar de la Nistru până la Tisa, da? Cum spune, da. Spune cânticul, să poată ca să și desfășoare activitatea economică și totodată să își crească din valoarea lor, deci propriu zis. Deci este un eveniment destul de important și este iarăși foarte bine că noi reușim treptat să ajungem, asta cum spunem noi. Da. Din delegația doamnei Gavriliță știți cineva mai nu face parte? Că... Pentru că știm că săptămâna trecută, la final, săptămâna trecută a fost domnul Bolea, ministrul agriculturii. Nu cunosc, la modul, nu cunosc, deci va fi anunțat, chiar nu cunosc cine merge încolo, în afară de doamna prim-ministru. Da. Domnule Drulă, care ar fi cheia succesului atragerii a cât mai multor companii românești peste Prut? Ce trebuie făcut și care sunt principalele obstacole care există acum în viziunea dumneavoastră? Știți, principalul obstacol cred că este acest război. Este de altfel un obstacol și pentru România de a atrage investiții din altă parte, chiar și dacă mă gândesc la zona de exploatare a gazelor din Marea Neagră, mai complicat de atras investitori. Tocmai de aia, dacă vorbeam mai devreme de oportunități pierdute, România a pierdut o oportunitate mare de a face exploatarea acestor gaze în offshore, gazele care sunt pe fundul Mării Negre. Acum ar fi putut să fie în plină extracție, să ne fie mult mai ușor să ajutăm, oricum trebuie să ajutăm Republica Moldova, dar să ne fie mai ușor, să avem cantități enorme. N-am făcut la timpul ei, acum e mai riscantă investiția și fie că mai greu de atras capitalul. Același lucru cred că se aplică în întreaga regiune. Investitorii sunt mai temători, da, când nu discutăm despre tot felul de amenințări. Din fericire pare că se îndepărtează. Am auzit niște vești curătoare cu toți în ultimele zile. Da. Și sperăm să continue, că e o luptă pentru libertate, pentru democrație pe care o duc acolo în numele nostru. Dar stabilitatea, în momentul în care o avem economică și pe zona aceasta de energie, toate turbulențele astea nu sunt momentul propice de obicei pentru investiții. Deci trebuie să sper să depășim acest moment cât mai rapid. România poate da o mare mână de ajutor Republicii Moldova în acest parteneriat cât mai strâns, se extinde această percepție de stabilitate, de credibilitate. Tocmai de asta eu vă spun că și ne vom urmări ca partid de opoziție și proiectele concrete, fie că vorbim despre un proiect de pod sau altul, și promisiunile făcute pentru asistență. Și cred că ar fi bine ca România să aibă oameni dedicați în administrația centrală care să urmărească relația cu Republica Moldova. Nu să apară doar pe agenda unor întruniri, nu doar din când în când, nu doar să facă o promisiune și apoi să se uite despre ea. Trebuie să fie, chiar să avem un minister pentru Republica Moldova. Da, interesantă idee și sunt convins că se coace în anumite medii, se vorbește foarte intens despre această idee și sunt convins că se va materializa. Domnule Carp, embargourile Rusiei au redirecționat exporturile spre piețele europene. Astăzi România este cel mai mare importator de produse din Republica Moldova, cu un procent de circa 25% din tot ce se exportă din Republica Moldova. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră ce putem face pentru a
spori aceste exporturi și faptul că Rusia a împins și mai tare, practic, Republica Moldova în brațele UE prin aceste embargouri pe care le-a impus de-a lungul anilor. Să răspund scurt sau laconic sau mai... dacă laconic a zis de construit poduri, pentru că dacă... Haideți să o luăm așa la modul serios. Trebuie să construim lanțul logistic de export să nu, în durată să nu fie atât de lung. Pentru că în condițiile în care la vamă stau mașinile câteva zile cu marfă, deși clar că este din punct de vedere logistic foarte complicat ca să poți mări exporturile, da? Pentru că avem doar câteva puncte de trecere și toată fluxul ăsta de marfă. E adevărat că noi trebuie să trecem și la fluxul de... sau să trecem exportul și pe cale ferată. Asta ar fi mult mai ieftin și mai eficient. Dar cumva va trebui să ne gândim și la ecartamentul european. Într-un viitor mai apropiat, eu spun. Și atunci e clar că nu ai aceste rânduri, sau aceste rânduri, mai bine zis, la punctele de trecere terestră. Desigur, trebuie să creștem și capacitatea de export pe râuri fluviale, trebuie să trecem. Deci noi am votat un proiect de lege care cumva permite construcția cheilor temporare ca să poată fi exportate cerealele pe aceste două râuri, pe Prut și pe Nistru, ca să putem face de la nord. Dar, în linii generale, noi trebuie să ajungem la timpul de procesare, deci a actelor, mai bine zis, procesare. Procesare, de fapt, e altceva. Deci actele, ca să fie pentru a putea exportul, deci trebuie să-l micșorăm. Da? Și asta este deci calea asta, din cauza birocrației, noi pierdem foarte mult timp. Agenții economici cumva deja se sufocă din cauza faptului că trebuie să stea zeci de zile în rând pentru a putea trece vama. Inclusiv ei aduc materie primă, au nevoie de timp ca să poată de vama, apoi să exporte, iarăși au nevoie de timp ca să poată exporta. Iar lucrurile astea trebuie privite și pentru a crește capacitatea de vamare, este că și în partea română trebuie cumva accelerat anumite procese, inclusiv cu un serviciu fitosanitar. Da. Deci cumva la noi lucrează 24 de ore în 24-7 zile din săptămână. Și România nu este la fel? România, din câte eu cunosc, nu chiar. Da. Da, și noi cumva trebuie să dar iar și am spus că noi trebuie, pentru că anterior era anumite volume de export și servicii lor din România făcea față acestui. Acum, cu abundența care este, cu faptul că s-a reorientat din Ucraina o parte pe cale terestră de export a mărfuri cumva și este necesar ca să gândească și alte procese cum trebuie de simplificat sau de grăbit, da? De micșorat timpul ăsta de devamare. O cale este adevărat de întotdeauna a gândit, cum să spun eu, destul de primitiv. Nu vă dăm piață, da? Cu bâta, da? Întotdeauna. Nu vă dăm piață, nu vă dăm ceia, nu vă dăm ceia, crezând că lumea nu va căuta alternative. Adevărat că noi nu am avut alternative foarte mult timp și nici măcar nu se căutau. Da? Pentru că cu ceea ce trebuie să ocupe ambasadorii unei state este că ei trebuie să caute piețe de desfacere. Nu se meargă doar pe la fârșeturi și să ciocnească pahare de șampanie, dar cumva trebuie să caute piețe de desfacere și oportunități pentru agenții economici a statului pe care reprezintă. Din păcate, o bună parte din ambasadorii pe care au perendat de-a lungul anilor, 30 de ani de zile din Republica Moldova prin diferite state, pe unii și unii state și exotice, deci nu prea s-au gândit la acest lucru. Da, erau bine, mersi, primeau salariu și mai dădea, când venea câte un oficial, avea grijă să-l ducă cu mașina la aeroport până la locul de destinație. Și asta era toată activitatea. Mai era și poșta electronică. Da, și mai era poșta electronică. Eu am un șir de bancuri cu poșta electronică, da, când îmi spune, unii vă este e-mail-ul, l-am uitat acasă, da? Când îi cerea că cum să fie scris, da? Lăsăm bancurile într-o parte. Deci Federația Rusă a gândit în termeni foarte înguști. Prima criză pe care noi am avut-o a fost anul 2005 cu embargoul la vin.
Aceasta, atunci, noi vedem că am ajuns la etapa în care Republica Moldova face unul dintre cele mai calitative vinuri din Europa. Nu există, eu cu toată certitudine spunem că avem unul dintre cei mai buni vinificatori din Și calitate-preț. Și calitate-preț. Deci, bun raport. Le-a fost foarte greu, dar trebuie să recunoaștem, dar ei s-au reorientat, a fost politica statului corect dusă pentru finanțarea anumitor tipuri de soiuri, deci de poamă, și ei și-au construit, uitați-vă acum, ultimele 3-4 ani de zile, a luat amploare construcția de diferite șatouri de vin, da. Unde lumea poate să mănânce, deci și cumva se dezvoltă și turismul deci intern. Da. Sper ca vinificatorii să-l facă și mai ieftin turismul ăsta, pentru că concurează cu Franța la prețuri. Da, e adevărat, dar după calitate nu cred că cedează. Da. Dar la vin... Da. Dar asta este adevărat. Da. Așa este și cu alte. Da, este complicat, ați văzut, în acest an au fost dublate anumite cote pentru exportul de fructe din Republica Moldova în statele europene. Apropo, noi cunoaștem că prunile din Republica Moldova, ele pot fi exportate cât vrea. Da, deci și au o calitate foarte deci bună. Este necesar, cu adevărat, este ca noi să ne reorientăm și spre alte tipuri de culturi care noi nu avem cote, da, în Uniunea Europeană și care pot fi exportate cu... Dar statul trebuie să aibă o politică foarte clară și asta nou un ministru agriculturii, știu că se gândește la această strategie în care să poată crește sau orienta agricultorii spre un anumit tipuri de culturi multianuale, spre care știm că nu, noi avem, vom avea piață de desfacere întotdeauna. Din câte cunosc, se discută intens cu Egiptul pentru a avea un acord de liber schimb care se vor duce volume consistente în... Pentru că săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare, E adevărat așa. Domnul Bonu și domnul Popescu. Da, și este adevărat că este necesar să îngrăbim aceste procese. Și să nu pățim așa cum la o vinărie am fost odată și tot cu delegație. Deci am fost și întrebam anterior, ei fiind foarte dependenți de exportul din Federația Rusă și acum am întrebat cum se descurcă unii exportă, mi-a dat o listă de țări. În anii noi se află această vinărie, că iar să nu fac publicitate. L-am întrebat dacă export în Rusia. Zic că cumpărătorul din Rusia nu are atâția bani să plătească un vin atât de calitativ. Ei fac doar vinuri calitative foarte bune. Da? Așa că, deci noi prin anumite... Deci noi nu vrem să avem o relație interstatală cu Federația Rusă pe bunul simț. Da? Nu trebuie șantajați. Pentru că niciodată, bătându-l pe cineva, dragul cu desilă nu se face. Deci noi ne dorim relații bune cu Federația Rusă. Ea are ce ne oferi nouă, noi avem ce oferi Federația Rusă, dar noi totuși vrem ca să nu avem o politică de șantaj. Pentru că nu mai merge. Suntem într-o altă paradigma relator diplomatice acum. Da. Da. Domnule Drulă, se tot vorbește de aceasta și am vorbit și noi puțin mai devreme de Autostrada Unirii, care ar trebui să lege Republica Moldova de România. Cât de realizabil este astăzi un astfel de proiect de infrastructură și dacă vedeți că este nevoie și de un efort din partea Chișinăului pentru a face partea lui de treabă din acest proiect. Este mai realizabil ca niciodată. Spun asta și în continuarea ce vorbeam mai devreme în emisiune. Pentru prima dată există o finanțare concretă. În PNRR am prins din sectorul între Târgu Neamț și Târgu Mureș, cel care traversează Carpații, capetele, ca să începem de undeva autostrada. Este o autostradă foarte scumpă, este o autostradă montană. Era deja pe finalizare partea de documentație tehnică a proiectului. Când am plecat de la minister acum 12 luni, am înțeles de la ministrul actual pe la începutul anului acesta, spunea că ar vrea să lanseze licitația pentru aceste două sectoare care, repet, au finanțare din PNRR până la sfârșitul acestui an 2022. Din păcate, pare că un pic se amână termenul. Acum poate se trezesc, nu știu, facem ce e nevoie. Sunt ședințele comune de parlament, am discutat și despre asta astăzi. Dar trebuie să dea mai repede drumul la licitații și intră în construcție, care e o faza la care vrem să ajungem. Apoi, pe sectorul de la graniță, practic de la Prut până la Iași și mai departe până la Târgu Neamț, anul trecut am semnat contractul de proiectare, proiectul tehnic la cheie. Sunt ceva întârzieri din ce am monitorizat, dar cu un pic de ambiție se poate ajunge ca
undeva la sfârșitul anului viitor să fie lansată licitația și pe acest sector. Și mai vorbeam chiar mai devreme despre că e un obiectiv separat de investiții, podul de la Ungheni peste Prut, da, unde doar acordul de mediu mai este în fază finală și acolo la fel există finanțarea. Practic, banii sunt, proiectele le-am lăsat într-un stadiu avansat, au fost ceva întârziere anul acesta. Îmi doresc ca între aceste discuții interguvernamentale poate că și partea moldoveană să ridice aceste discuții un pic mai apăsat cu guvernul românesc. Noi din opoziție o facem și acest proiect e mai aproape ca niciodată de a intra în implementare, pentru că ce era nebunitor era că această autostradă a Unirii era totdeauna ceva în viitor. Oamenii ajung la un moment dat să dispere și să nu mai creadă într-un proiect care devine o virtualitate. O Fata Morgana, exact. În 2011 a fost un studiu de fezabilitate făcut. E adevărat, destul de slab calitativ. În 2018 România a dat o lege prin care această autostradă trebuie realizată. Iată, sunt și banii acum. Acum sunt și banii, păi eu pe asta m-am concentrat. Da. Le-am spus. Ce facem mai departe? Exact. Banii sunt și trebuie făcută până în 2026. Așa cum spuneam, grosul banilor din PNRR în România intră în zona Moldovei. Și acum mai trebuie ca autoritățile noastre să se miște. Avem proiecte și pe cale ferată, ca să nu uităm de acestea. Avem reabilitarea și modernizarea magistralei Nord-Sud de la Focșani până la Suceava și o parte de reabilitare a căii ferate care merge pe la Vaslui până la Iași. Sunt niște proiecte care se fac foarte rapid. Am făcut anul trecut un proiect experimental în România, am un sector de 40 de kilometri între Buzău și Făurei, ridicat în 5 luni de la 30 de kilometri pe oră limită de viteză la care ajunsese din cauza degradării la 120 de kilometri pe oră cu 12 milioane de euro, care e un cost foarte bun pentru 40 de kilometri. Este un gen de proiecte care aduce calea ferată la viteza ei constructivă. În România, din păcate, s-a lăsat în degradare rețeaua de cale ferată zeci de ani și făcând aceste proiecte ajunge să ai un câștig enorm cu bani relativ puțin în locul unei reconstrucții totale. Am prins în PNRR o axă de 1 miliard de euro pentru așa ceva. Am văzut că sunt niște licitații lansate, din păcate nu sunt chiar foarte avansate în acest moment. Repet, banii sunt, proiectele aprobate de Comisia Europeană, că și asta e o luptă mare. Nu a fost foarte ușor. Cu Comisia Europeană am ajuns la un moment dat, spus povestea asta și în România, că spuneau că avem un drum deja, dar de ce vă mai trebuie autostradă, că aveți drumul național. Este un drum care are cea mai mare rată de accidente în România, foarte multe decese și le-am explicat despre tradiția din zona noastră, că acolo unde are loc, din păcate, un astfel de accident să se monteze o cruce. Și l-am desenat chiar cu o tabletă pe cea care o folosesc acum, pe hârtie, asta e drumul. Și cumva am simțit că atunci am făcut, pentru că Uniunea Europeană deja în partea vestică are construite drumurile și văd noua generație de infrastructură pe cale ferată. Calea ferată extrem de importantă în partea noastră de lume și în Republica Moldova și în România. Noi mai avem de construit până să ajungem să avem aceste artere mari și pe partea rutieră. Ambele sunt importante. Sunt proiectele mele de suflet și cred că prin includerea în aceste programe sunt pe o cale ireversibilă și mai ales e și o dorință foarte mare și în România. E o întreagă mișcare civică care trage de acest proiect să se realizeze. Mai ales pe zona Moldovei. Da. Domnule Carp, putem vorbi de proiecte mari de autostrăzi sau de schimbarea ecartamentului și în cazul Republicii Moldova? Știm că partea de ecartament ar trebui să vină în un program francez, dacă nu mă știu. Da, este la nivel încă de discuție, din câte de ce eu cunosc. Anumite acțiuni concrete încă nu s-a ajuns deci propriu zis. Deci asta este... Vorbim de autostrada Unirii, dar dacă de la Chișinău la Ungheni nu o să avem un segment... Absolut. Deci, eu vorbeam de ecartament. Acum vorbim de drumuri. O să vedeți, este important acum să dăm în exploatare acele porțiuni de drum care de fapt se construiesc deja. Ai impresie că construim piramidele lui Cheops aici. Eu am zis că în Moldova poți tu la trei lucruri deci fără infinit, cum curge apa, cum arde focul și cum se construiesc drumurile în Republica Moldova. Da. Da. În păcate, eu cred că e valabil și pentru România. Eu cred și pentru România sunt valabile pe anumite... Dar din cei ce eu cunosc, obiectivul ministerului este de a duce până la cap
până la anul deci viitor, cei 400 de kilometri, dacă nu mă înșală deci memoria, să fie duși până la capăt, fie dat în exploatare cele porțiuni de drum, pentru că noi avem drumuri începute încă în 2005-2006, care încă nu sunt scoase, cum ar fi porțiunea de drum Sărăteni-Bălți, din câte eu știu, dar se lucrează. Obiectivul deci ministerului este ca anul viitor este să fie anul în care se dau în exploatare toate cele drumuri care au fost începute la nivel național și se va merge pe că deja pe drumuri de a dezvolta infrastructura și pe deci pe alte porțiuni de drumuri. Deci asta este din ceea ce eu știu obiectivul minim pe care este propus timp de o an de zi. Ce cartamentul? Deci, eu doar cunosc că este la nivel de discuție, nimic mai mult. Din ce acțiuni trebuie să întreprindă, eu chiar nu cunosc, nu vreau să mă expun iarăși pentru a nu duce în eroare lumea. Da. Domnule Drulă, aș vrea să vă întreb, pentru că sunt pe final, e o întrebare aici la Chișinău, dacă într-un scenariu negru în care Gazpromul va opri livrările de gaze, este capabilă România să ajute energetic Republica Moldova? Eu spun că da, foarte clar, și trebuie să existe și la nivelul guvernului român. Spun trebuie pentru că nu fac parte din el, altfel vă spuneam clar că da. Un da hotărât, dar noi o să punem toată presiunea pe guvernul român. Nevoile Republicii Moldova comparativ totuși cu consumul României sunt da. Relativ... Ca să vorbim matematic, România consumă vreo 13 miliarde anual de gaz, malul drept al Nistrului, adică Republica Moldova, da. Teritoriul constituțional, vreo 1,3. Deci un raport de 1 la 10. 10% din gazul consumat în Republica Moldova, nepunând industria care există în Transnistria, înseamnă cam 10% din ce consumă România. Absolut. Ar fi un efort așa foarte mare pentru Eu România. Eu nu cred asta și în plus e vorba de o chestiune de solidaritate, de a pune ceva concret unde în locul vorbelor, că e frumos cum vorba la început să construim poduri de flori, dar la nevoie se cunoaște fratele și da. Prietenul. Nici nu vreau să mă gândesc că nu am face sau nu vom face asta și ar fi extrem de grav ca guvernul român să se ascundă de responsabilitate. Sunt diverse voci în România care nu prea se situează unde ar trebui. Avem un mare lider român al unui dintre partidele de guvernământ care zilele trecute spunea că el e împotriva economiei, că robinetele trebuie lăsate pornite, să terminăm cu pornirile astea de la Bruxelles de economie. Păi, prostie, evident, și cred că în Republica Moldova lucrul ăsta nu e foarte clar. E nevoie ca toți să înțelegem că ne va fi un pic mai greu, dar să ne ajutăm unii pe alții. Nu merge ca să o facem doar din vorbe și din retorică. Deci clar nu trebuie să lăsăm acest șantaj să fie făcut de Gazprom, de regimul de la Moscova, prin intermediul bunăstării oamenilor și a vieților. Da. Domnilor, eu vă mulțumesc frumos pentru prezența în studio. Vă aștept și cu proxima ocazie. Sper să veniți mai des la noi, la Chișinău, domnule Drulă. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și ne dăm întâlnire mâine seară la aceeași oră. Să aveți o seară bună!